Sarcomele reprezintă tumori benigne formate din țesut adipos, adică din grăsime. Acestea se pot forma practic oriunde în organism, atât la suprafața corpului, cât și în cavități. În mare parte, totuși, acestea se formează sub piele. În sine, lipomele reprezintă formațiuni care clinic se manifestă sub formă de proeminențe subcutanate, care au o consistență elastică, sunt mobile și, de regulă, nu dor. Acestea mai frecvent se localizează în regiunea cervicală, în regiunea spatelui, a antebrațelor și a coapselor. Nu este cunoscută o cauză anume de ce apar lipomele, însă sunt mai mulți factori de risc. Și anume, vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, sedentarismul, expunerea frecventă la acțiunea factorilor toxici, uneori lipomele apar după traumatisme. Nu omitem factorul ereditar, deci putem moșteni o predispoziție de dezvoltare a lipomelor. Spre exemplu, neurolipomatoza, care constă în apariția multiplelor lipome dureroase la femeile în perioada de postmenopauză, care sunt și obeze. Mai poate fi boala Madelung, care constă în apariția multiplelor lipome pe zone simetrice, în regiunea cervicală, a umerilor, a brațelor, în zona trunchiului. Mai frecvent se dezvoltă la persoanele de sex masculin, fiind stabilită o corelație între consumul abuziv de alcool și apariția acestor lipome. Diagnosticul se stabilește prin examinarea de către medicul specialist, examinarea acestei formațiuni, adică prin inspecție, vizualizarea acestei formațiuni și palpare. Uneori se recurge la efectuarea examenului ultrasonografic, iar atunci când sunt careva dubii sau chiar suspiciuni că această formațiune ar fi degenerat malign, se efectuează așa numită biopsie, adică se prelevează o porțiune din formațiune pentru a fi examinată la microscop și pentru a se depista, a se determina exact tipul de țesut din care este formată aceasta. Cel mai frecvent, pacienții se adresează pentru o consultație din motive estetice, atunci când lipomele nu sunt doar palpabile, dar devin vizibile. Sunt câteva opțiuni de tratament, de la simplu la compus, acestea sunt injectarea de preparate steroidiene chiar în interiorul lipomului, acesta micșorându-se în dimensiuni, însă el nu dispare. O altă opțiune este procedura de liposucție, care constă în efectuarea unei incizii mici la piele, de 2-3 mm, prin care se introduce o canulă cu care se efectuează perforări multiple a lipomului și se aspiră în mare parte acest lipom. Însă această metodă este aplicată destul de selectiv, având o rată recidivilor destul de înaltă. Metoda de tratament de elecție rămâne a fi totuși cea chirurgicală, deoarece ea ne permite să extragem lipomul, să-l excisăm complet, adică integrul.